extraordinară a Consiliului Local Helegiu. La ședința sunt prezenți în sală 12 consilieri și online domnul Zărnescu Vasile și domnul Ștefan Moaia Ionuț. Vă pun la cunoștință că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale Comisiilor Consiliului Local Helegiu. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal de natură patrimonială, care ar putea să influențeze obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și adoptare. Rog de asemenea domnii consilieri se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 24 ianuarie. Cine este pentru? Domnul președinte. Bună ziua, stimate doamne consilieri, stimate doamne consilieri, stimate doamne consilieri, prezentăm proiectul ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu de 24 aprilie 2024. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării OAT pe una Helegiu, urma apelul de proiectare cu titlul finanțare bibliotecilor județul Bacău pentru a deveni oburi de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipament IT. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 7, transferare digitală, operațiunea competenței digitale, capital uman și utilizarea internetului. Investiția 117. Scheme de finanțare bibliotecii pentru a deveni oburi de dezvoltare a competențelor digitale. Apel de proiecte numărul 2. Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni oburi de dezvoltare a componentelor digitale și aprobarea acordului de participant al proiectului. Ce scrieți? Acordul de parteneriat. Acordul ce parteneriat. Proiectul. Acest participant. Văd. Parte de viața proiectului. Parte de viața proiectului. Nu, 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 proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Helegiu și a listei de investiții pentru anul 2024. Inițiator primarul Nicu Ciprian. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii investiții, înființarea sistemului inteligență, inteligente dispozit, distribuție gaze naturale în satele Helegiu, Brătila, Delen și Vreugești, aparținând Comunei Helegiu, județului Bacău, în înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helegiu, județul Bacău. Inițiator primar Ienea Nicu Ciprian. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitatea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții. Înființarea sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helegiu, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții, Anghesalimii, precum și al sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator, primar Ienea Nicu Ciprian. 6. Rapoartele de activitate ale comisiilor pentru anul 2023. Și 7. Diverse. Cine este pentru? Abține? Contra? Discutăm, dar... Pentru. Aprobarea proiectului verbal al ordinii. Punctul 2. Proiect de hotărâre. Nu mai știți încă o dată, dacă dați în voie să vă prezint pe scurt. Este vorba de un parteneriat încheiat între Biblioteca Comunală Helegiu și Consiliul Județean pe o axă PNRR-ului la care suntem parte ca și participant, ca și partener. Și se va dota Biblioteca Comunei Helegiu cu o serie de sisteme IT, gen laptopuri, ce am mai făcut peste. Dacă sunteți de acord aici, dacă sunt discuții, dacă nu ce este pentru, votiți pentru. Cine este pentru? Toată lumea. Vă mulțumesc.
Proiectul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Regiu și a listei de investiții pentru anul 2024. Dacă permiteți să faceți să dăm drumul la cel de patru proiecte de la ca să le prezint subținut că nu-i prea mult de spus aici, apoi este cel la proiect la buget, pentru că cu siguranță vor avea și alte discuții. Cele două proiecte care vizează gazul, înființarea sistemului de încercări de gaze naturale, au suferit în urma calificărilor din partea Ministerului Dezvoltării. Care exemplu? O primă calificare se referea la denumirea proiectului, pentru că în cererea inițială s-a solicitat pentru Comuna Helegiu, formată cu dinsatele, iar SF-ul a fost doar pentru Comuna Helegiu, unde se solicită o trăbă din Costin Tocat, prin care se schimbă denumirea din satele Comunei Helegiu, în doar Comuna Helegiu. Iar partea cealaltă de generat din indicatorii este vorba despre partea economică, niște mutări, niște permutări, să spun, pe linii bugetare, pe care le-au gândit cei de la Ministerul Dezvoltării. Partea eligibilă rămâne schimbată la fel, modificări se fac pe părțile, pe linii de bugetare, partea eligibilă. La Anexa 2.2.1, noi am făcut noi. Proiectant, am făcut o descriere a sistemului nostru inteligent cu caracteristicile comunei noastre. Ministerul cere ca cele caracteristici să fie doar cele generale, în forma generală, nu interesează să intrăm la tot prea mult. Și cam atât legat de partea de... Deci, ce e de înțeles? Că indicatorii puterii rămâne schimbați, partea eligibilă rămâne la fel ca și partea neeligibilă. Doar de ce vrem tot. Dacă mă întrebați bine, sunt niște artificii pentru a mai prelungi semnarea contractului cu câteva săptămâni. Dacă sunt discuții pe această temă. Între timp am obținut parte din avizi, am obținut avizul de raportare la Transgaz, care se obținea destul de greu și am reușit la unul să ajungem la Mediaș. Și am obținut și avizul de raportare la Transgaz. Suma nu e suficientă pentru ca acoperim întreaga comună asta ca să fie discuție la început clar, dar e foarte important în începutul și să ajungem în fiecare sat, zic eu, pentru o perioadă imediată, fără să interupem și extindem, pentru că nu am garanția și sunt convins cu acestea că foarte multe primării care au acționat într-o primă fază nu vor duce la capăt acest proiect. O să dau un exemplu și poate nu-i dat, cum la Bezuț, de exemplu, banii care i-are Bezuț prevăzut, ca și noi, de altfel, nu le ajunge să ajungă nici măcar în sat, în comună, cu rețeaua, pentru că conducta magistrală trece pe la Niveț. Dar trebuie să o ducă de la Niveț până la Bersuș și apoi de acolo să intre în răspătă. Poate să licitația în acesta? Eu așa îmi doresc. Și cu siguranță se va întâmpla. Pentru că s-a obținut inclusiv ceea ce caută de urmărit la fază de operație de construire de la Consiliul Județean. Urcăm în platformă. M-am încărcat absolut totul. Destul de greu a mers treaba, pentru că e implicată Comuna Bârsănești în proiectul respectiv. Noi o transmităm și am nevoie de acordul și șeții de Consiliul Local pe care am dat acordul. Avem parță de drumul județean pe unde se va transporta gazul. M-am avut niște extrase de carte funciare temporare, nu erau provizorii, nu erau permanente și au trebuit modificate. Am avut chiar ieri, am fost la OCPI, pentru că am mai fost și ieri ori în fața de proiectare a SF-ului de bata, în zona Bății Roșii, acolo, după ce treci Bata Roșii, 50-60 de metri din ruta magistrală, trecea peste terenul Ramba Ștefan, în domnul de la DLV, a trebuit să ne tragem către drumul național, iar eu ce am obținut avizul de la ei, destul de greu, pentru că ei sunt destul de eficienți în faza asta de aviz. Eu sper să, cât mai repede, nu știu, iunie, să o scoatem la licitație, pentru că lucrurile ar trebui să meargă mai repede pe faza de gaz decât pe faza de apă și canal, unde am trebuit să stăm un an zile până când am reușit să scoatem la licitație. Pentru că proiectarea nu mai e necesară în momentul de eliberare autorizației de construire. E o lege specială, modificată în 2023, care ne ajută foarte mult. Asta înseamnă că faza de proiectare se va face cu un comitet cu execuția. Firma concesionară și cea care va câștiga licitația, se ocupa de construcție, vor face proiectarea pe perioada execuției cu un comitet. O chestie care, dacă vă întrebați pe mine, mi se pare cea mai regulă și pentru toate lucrările cu ochii, pentru că sunt pierd luni întregi până la finanțarea proiectării și apoi se întârzimea cu NCS-uri, cu NRE-uri, cu numai știu ce. În momentul în care se merge paralel, vă zic că lucrurile ar putea mai repede. Plus că din mai adaptez la situație. Da, uite, situația de acum, că dintr-o eroare a trecut 50 de metri peste un teren
privat. Ajunge acolo și nu spui, dar nu-ți dau voie. Și atunci tu trebuie să te oprești, trebuie să mergi la UGPI, trebuie să refaci traseul, trebuie să refaci cadastru și tot așa. Se întâmplă lucrurile astea. Nu știu, nu ce se lucrește. Și mă gândesc toate firmele proiectare astăzi să și foarte întins, în certul meu asta constat. Să nu de proiecte pe piață și... Da. Domnul președinte, vreți să dau voie? Deci proiectul 4 și 5? Discuții, dacă vreau. Da. În situația asta este foarte important SF-ul să înțeleg, dacă cum avem proiectare. Foarte important SF-ul. Nu știu dacă este greșeală, dar așa cum este făcută în documentație, în unele situații este scris înființare sistem inteligent în satele comunei de Leni, Brătila, da. Helengiu, fără Trăgugești. Este eroare? Nu este eroare. Este... Tocmai de aceea modificăm denumirea proiectului, pentru ca să avem un titlu generic, așa au fost inițial făcut, iar ei au folosit și denumirea din cerere și denumirea din SF-ul. Toate satele comune Helegiu vor fi parte a acestui proiect, repet, în funcție de banii pe care noi avem pentru că avem doar 12 milioane contract încheiat cu Ministerul Dezvoltării, o sumă care nu o să ajungă în toată zona și în toate satele comune, într-un capăt în altul. Vor fi magistrale către Brătila, se va opri acolo la Manu, de exemplu, către Bideleni, Budeval, în zona Poala de Jos, așa, spre Drăgugești. Prefer ca, nu știu, până unde la intrare în sat se va ajunge, la Helegiu, la fel, undeva în zona dincolo de poliție, pe la Pașcu, pe acolo, pe zona respectivă, pentru că atunci când au întins rețeaua, s-a terminat banii, acolo se termină banii pe care noi avem astăzi bugetați. De-aia am tot început că șansele mari ca noi să obținem finanțare pentru extindere sunt mari, ținând cont că noi am făcut proiectul pe întreaga comună, inclusiv măsurătorile cadastrale și ridicările topo. Și eu sunt convins că inclusiv pe sursa de finanțare vor găsi soluții de extindere. Pentru că o să fie mult mai ușor să-ți extinzi o rețea pe care tu ai deja existentă decât acum când noi vorbim de o înființare a sistemului, aproape jumătate din banii respectivi merg mai pe SMR-ul, prestația aceea de transformare a tensiunii de rețeaua mare magistrală în conducta care ajunge în restul comunei. Eu mi-am dorit să ajung în toate satele. Nu se poate întinde. Cel mai mult noi ne încurcă acest tampon, să spun, între satele comune, de la Helegiu la Brătila, unde ne merge vreo 5 km prin comuna Pucălești, iar ei, conform legii care ne obligă și plus de asta, chiar dacă ne-ar fi obligat legea cu siguranță, ne-ar fi dat acceptul, poate, în urgență de Consiliul Local care nu a fost prezent, ei se vor branșa pe tot traseul acela de Guravoi, de zona de jos a drumului național. Altfel nu căpătam acolo. Nu este o problemă pentru că stația noastră de distribuție acoperă cantitatea necesară de gaz pentru toată comuna. Dacă renunțam să trecem prin Brătila și să mergem prin Brătila și să facem doar celelalte sate, cu siguranță aveam conduită să ajungă în fiecare sat până în capătul satului, să spun. Mai puțin poate ulți într-o primă fază, dar am gândit că dacă nu ajungem acum Brătila cu gazul, nu știu dacă erau șanse în viitorul apropiat, pentru că era destul de greu să gândești un proiect doar pentru Brătila, care practic e mai aproape de Onești decât din Ilegiu, dacă stai să te gândești bine. Pe partea... Și cred că mergea destul de greu. De-aia am optat să intrăm cu zâmbatul și în sat. Tocmai de-aia am și cerut clarificări. Și cei de la Minister, când au studiat SF-ul nostru, au găsit denumirea și pe comuna Helegiu și pe satele aparținătoare comunei Helegiu. Asta înseamnă că este doar o magistrală de distribuție? Asta înseamnă că este o magistrală de distribuție, o rețea principală, de la care vor fi legați branșamente. Avem și un proiect de branșamente. Deci, nu e o magistrală care duce gazul de la Helegiu la Trăgugești, nu se leagă nimic la Etră, de la Helegiu la Trăgugești, nu se leagă nimic de... Pot presupune și branșamente, dar asta este un proiect ulterior. Inclusiv în proiectul inițial avem branșamente, nu ne nu suficiente. Parte de porțiune de tranziție. Parte de branșamente de sunt prinse, exact ca și la apă și canal. Avem și raportul și branșamente. Avem doar 500 de branșamente și raportul la apă, poate îmi trebuie 800. Dar într-o primă fază... E foarte bine că nu am putut doar cum s-a acoperit. Asta am înțeles. Dar care este traseul concret? Până cât s-a acoperit? Deci, din traseul concret, la faza de acum, când ne avem faza de proiectare, să ajungem undeva până la dincolo de podul de la Brătila, cred, în partea asta, Helegiu, Helegiu undeva în zona
Cristi Pașcu mai sus pe panta cu domnul Cristian zona aceea, eu repet, este prima fază, e foarte posibil ca finanțarea să crească imediat pe derulării proiectului, e foarte posibil să se micșoreze prețul, ceea ce ne putem întinde cu conducta mai mult, practic, extinderea acelor lucruri este decât o săpătură cu un conduct în plus. E, cheltuiala extinderii pe gaz este mult mai mică decât a alimentării cu apă sau o canalizări. Acolo nu ai nevoie de poate, de cămini, de nu mai știu ce. Aici nu, aici mergi cu o conductă care este și aeriană și subterană. La Drăgugești se ajunge până în urmă intrarea satului, undeva în zona Ferga, nu știu exact unde se finalizează, unde se oprește, practic, săpătura inițială, iar la Drăgugești de Lemni, dincolo de Pupica undeva, pe la Vera, pe la... Nu eu, noi avem măsurătoarele peste tot, în toată comuna, în Tăbărăle și Ticările Topo. Dar în faza, în momentul în care cel care a pus FF-ul a împărțit banii respectiv, acolo se încheie... Atât am acoperit banii pe care le avem. Pentru că noi aici nu venim cofinanțare, foarte puțin bani. Noi putem să fim sănătoși și cine mai fie aici de la anul sau cine mai sănătoși, să nu avem altceva de făcut și să punem bugetul local încă 2 milioane de lei și să mergem punctea peste tot. E ușor să întindem ceva când avem principalul. Ca și apă. Vor fi boliți, poate că nu vor ajunge apă. Dar să vă găsim. Totdeauna s-au găsit soluții de a extinde, de a mai... nu știu, un... Deci, în momentul de fapt, acest proiect presupune și branșamente? Parte din ele, da. Care... Nu știu acum să vă spun. Sunt incluse în proiect. Sunt incluse în proiect, inclusiv pe partea din instituții, inclusiv pe persoane fizice. Nu sunt acceptate. Nu sunt acceptate astăzi, dar cum Berangel Sardini, proiecte care nu au branșamente și capodul. Asta a fost o cauză din anul 9 proiectul de apă și canal, ținut anul trecut în iulie. Tocmai asta a fost cauza, că la fel atunci am avut o pungă de bani, da, 30 de milioane de lei, și am spus unde vreau de bani ăștia s-a cobor toată comuna. Și am acordat toată brătirea. Ei, au venit cei de la minister și mi-am întors o zi înainte de a fi semnat, de cât eram anunțat, m-am semnat că m-am făcut scandal pe acolo, chiar am citat, m-au ajutat colegi noștri și m-am supărat pentru că mi s-a părut că e prea rapid. Nu ai avut timp să studiez două întâlniri la tine, m-am dus cu o zi înainte să mergem la Iași și la București, când s-a retras cu proiectul pe apă și chiar m-a vorbesc. Și am fost obligați să venim tot noi cu cofinanțare, pentru că noi puteam bărea partea aceea energie, cu branșamente și raporturi. Și avem primul la 500 de branșamente și raporturi de canalizare și apă pe plătirea, prinse în proiectul inițial, în momentul în care acum va începe venirea constructului, lucrarea, să spunem, după 15 martie, considerăm că vorbim de începe a execuției, că am dat-o începe pe fază de proiectare, cred că va merge cu totul la bază. La 1 martie, 15 martie, zic eu. Sper, 15-20. Atunci, în intenția noastră este un următor fapt, atât în intenție cât și în speranță, că pe perioada de implementare a respectivului proiect, raportat la ce bănuți avem astăzi, pe proiectul ăsta, noi, concomitent, o să accesăm, să facem și alt proiect pe extindere. Iar în momentul în care a ajuns, domnule, poate la Brătila, să dea Dumnezeu, când am ajuns cu țeava până după pod, să avem un proiect care să și extindere pe și să poată continua la lucrare. Adică e posibil lucrul ăsta, numai finanțare să găsim și pe restul. Deci, clar că, dar e un început care... Nu cred că se poate face acum, nu se termină asta. Nu poți să extinzi ceva, ci da, nu e terminat de executat. Întâi să terminăm pe ăsta și nu ne raportăm doar la bugetul de acolo, să fim să nu. Pentru că, am zis că vorbim la buget, dar tot discutăm, ați văzut cum noi la Apuși Canal avem o valoare destul de mare de cofinanțare. Ca și local, dacă s-a mâncat sau ne angajăm să le plătim, bugetul pe 4-5 ani noștri pe local. Nu avem clar cum să-l acoperim. Dar garanția mea și a Ministerului a fost că, cu siguranță, și ceea ce se va întâmpla, pentru că sunt foarte multe comune din județul Bacău care au accesat Apuși Canal, au fost sensibili, dar care au renunțat la proiect. Da. Din ce cauză? Pentru că au fost niște condiții puse de ei, cea cu asfaltarea, una dintre ei. Nu intrau cu... Când aveau proiecte de asfalt, nu intrau cu apă și canal. Deci, sau nu, renunțau la asfalt ca să facă apă și canal. Iar unii în primare, ok, să spun, au ales asfaltul pentru că electoral, să spunem, e cel mai ușor, cel mai simplu. Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la plătirea toată vara, cum să fie răpune ce la spart, și apă, și canal, și cămini, și traversări, și raporturi, și praf tot. Și așa a ales în anii 20 de ani de influență. Dar au ales asfaltul orientat la apă. Sau în Bacău, de exemplu, că e un caz mai unic, să spun, e problema cu crabul. Crabul au
jumătate din comune din Treclăbine, trei din comune din, din județul Bacău, într-un proiect european de apă și canal, dar nu se duce nimeni la, la licitație. Poate puteți să piată banii aceia europeni, pentru că în, în 4-5 ani de atunci, valoarea au cald. A rămas aceeași, costurile au crescut foarte mici și e rentabil pentru timpul de construcții. Iar ei sunt membri acolo, plus mai cer că a ingresat aici. Au venit cu scunța la, la, la proiect. Nu știu ce, dar puteți să... Dacă nu ați spus 5, da? Nu, aprobăm. Da, 45. Da, 45. Da, 45. Da. Cine este pentru proiectul 45? Cine? Nu. Tot rupi. Păi să se întâmplă să facă, de când? Vă mulțumesc! Cum se terține astfel? Vă mulțumesc, dorește să țin. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei și anunțului. Da, trebuie. Trebuie de investiții pentru anul 2024. Da. Aici să nu dau eu ce să vă dați că povară. Și credeți apoi la analiza de investiții să vă prezint. Încă construcția proiectului de buget local de anul 2024 are în vedere venituri în sumă totală de 57.201.880 lei, constituite din venituri proprii în valoare de 1.227.200, sume de facade pe numele venituri ale bugetului de stat 2.059.000. Dar nu contat, hai zi eu, pentru că colegii am înțeles că au studiat bugetul. Da. Pot să prezint o zi al timpului, dacă îmi vezi, dacă nu, nu prezint. Și apoi la discuții, doar cine ar de întrebat, au studiat și știi ce zic. Adică să stăm acolo, să consultăm și să... Funcționare sunt, cred, Raniușca. Ce vă spus, ați fost la sunt în toșe de posibil la urmă, am vă spus de urmă. Sănătate. Decizia de investiții de anul acesta, cred că ați observat, în mare parte este identic cu cea de, de anul trecut. N-am votat pe nimic. Asta pentru că toate investițiile propuse de mine anul ăsta sunt investiții pe care le-am venit cu 2 ani în urmă și cred că peste 90% sunt bazate doar pe bani proveniți din proiectele pe care le-am venit în ultimii ani în zile. Și pe sursa aceea de finanțare pe care nu le-a altfel nu le-a permis, nici nu aveam cum să fie un buget cu o listă de investiții gândită doar pe banii din bugetul local, pentru că mai mult local pe care, de care îi spune comuna noastră, știți cu toții și în anii urmă, se învârte undeva în jurul sumei de 1.000.000 de lei. Ținând cont că e mai mult cum plătim vreo 4 miliarde, deci să știți că am acolo cu stărâmbul cu banii din taxe și impozite. Lista de investiții de anul acesta se bazează doar pe acele proiecte pe care am reușit să le bugetăm și pe care eu unul doresc, ca și dumneavoastră să convins, să le duceți și la capăt. Normal, orice sursă de finanțare externă necesită și cofinanțări. La fel, fazele acelei proiectare și SF-ul și avize, care sunt destul de costisitoare și parte din dumneavoastră știți lucrul acesta, au mers au venit numai din bugetul local, dovadă că din bugetul local asta avem câteva 5.000 de lei pe care i-am prevăzut pe aici lucrări de drumuri prevăzute a fi modernizate, dar asta după ce v-am trece prin Tărâmbie și prin Dărâm, canalizarea și cu asfaltul, pentru că cu apa, pentru că nici nu ar avea logică. Am văzut frata Costea și am trecut și am fost aprinsă, bugetată, dar nu avea nicio rost în toamnă, eu că aveam banii să o asfaltez ca acum să o sparge. La fel strada Munteni, la fel strada Ciurea de Jos, depusă pe altă sursă de finanțare, la ce situație este cu Musuliu, ce vreau să acum Bărlanda de lei. Dați-mi voie să vă citesc de fiecare parte și apoi dumneavoastră o să mă întreb asta la... Modernizat dispensar medical în Helegiu, este vorba de dispensarul din Helegiu, nerecepționat încă, sursa de finanțare pe nivel de 2, este vorba de această sumă de cofinanțare, întrucât anul trecut n-am avut la cofinanțare sub sursa suma respectivă, am prevăzut-o în primăvara acestui an, să putem plăti constructorul și să facem recepția apoi. Înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale. Este vorba de... Aici se modifică lucrurile. Da. Nu pentru că a rămas denumirea de așa mi-a dat-o de la dezvoltare. Așa că ei se oprim acum ca să nu mai se punem întăvată la... la comunii de regiu și fără satele. Sursa finanțare a Angersalinii va avea 12 milioane de lei. Modernizarea sistem de iluminat
în comuna Helegiu prin creșterea eficienței energetice și a infrastructurii de iluminat public în comuna Helegiu, 1.269.700.000 de lei. E un proiect semnat, scos la licitație pe fondul de mediu. Toate lămpile din comuna Helegiu, cel puțin zona de centru, în jur de 450 de lămpi, vor fi schimbate, locuite cu un sistem de lămpi inteligent, cu putere de strâmbune, care se vor scădea în intensitate în funcție de mișcarea temperatură a 12 minute, de exemplu, și știi chestii prin prevăzute în fundul de mic, tot în sursa aniversarilă, PNRR, la care ne-am accesat și suntem eligibili, inclusiv cu contract semnat, scos la licitație, urmează o perioadă, eu știu, de unele zile, două, să le apun de lucru. De ce se întâmplă așa de mult? Pentru că cei de la Drumul Național le-au cerut profile transversale la fiecare stâlp de iluminat public de pe draza Drumul Național. Ei, de la Renunța din Capă și până la Maradel, în capul celălalt, numărați câți stâlpi sunt, fiecare trebuie să aibă profil transversal, făcut de o firmă de cadastru, cu viza OCPI-ul, depus la Drumul Național și gândiți-vă la bănuții care costă, pentru că nu vine nimeni să ne facă degeaba, bani, în bugetul local. Achiziție teren și rezervor apă sau de lemn. Anul trecut am reușit să am cumpărat un teren în cele de 20.000 de lei de la familia Pojor. Pe izvorul din dreapta, pentru izvorul din stânga am identificat pe un proprietar care nu avea apă depusă la pământ și a reușit domnul Alec Popa să își definitiveze actele și urmează să încheie un contract de vânzare cumpărare, urmând ca apoi să facem un proiect de extindere a rețelei de apă de lemn. Buget local aici. Extinderea rețelei alimentare de apă în comuna Helegiu, buget local. Extinderea potabilă de tăugiri și ferca, 30.000 de lei. E acea lucrare făcută în toamnă, când e finalizată, mi-a rămas 30.000 pe care trebuie să îi plătim consultului, ca să poată face raportul, abia în așamente la cei cămincii și 20 de lei. Faza de proiectare, la fel, surse sunt numai din buget local. Extinderea sistemului de canalizare satei Legiu, e cu cererea de finanțare de este depusă la fondul de mediu. Într-o primă fază n-am fost eligibil, sperăm că la a doua perioadă să fim eligibili. Se referă doar la DLG și la Helegiu. DLG-ul de la biserică, de la poliție în sus, nu există canalizare, iar DLG de la Radu Paraschiv până la Roma. Afel, modernizarea stradăciunea de jos, acel proiect depus după 3 zile la CNI și care stă în așteptare, știu? Dar realitatea este că nici nu am apăsat foarte mult la cerația anul trecut, ținând cont că zona respectivă va fi anul ăsta săpată și băgat apă și canal. Cu siguranță, dacă nu o fi CNI, o să încercăm o altă de finanțare. Reabilitarea infrastructurilor rutiere, aici se referă la cele două străzi și Tăriu de Adrugești, cu Sulocele și Bălani, depus la fel pe CNI. Cei de la CNI și anul trecut ne-au spus că mare parte din bugetul lor prevăzut au mers către partea de cultură și sport, dovadă că au apărut în multe comune sări de sport, la Onești, fostul capitol, de nu știu ce au CNI. Nu am mers pentru foarte mulți bani. Strada Mândeni, făcută anul trecut, fază de proiectare, la fel, stăm, am pus bani în buget, doar pentru o parte din lucrare. Cu siguranță nu va fi anul ăsta asfaltat, pentru că nici apa nu se va termina la sfârșitul anului, cu siguranță. Aceeași situație cu strada Costea. Și mai avem achiziția acelei mașini de motorat stradală, pe finanțare GAL. Mașina este ajunsă la furnizor, care e furnizorul stilului? Carcel, așa, Carcel Lumina. Banii sunt pe finanțare 100% GAL. Știți discuție de anul trecut, 142.000 de lei, tot cu fază de proiectare. Dacă dumneavoastră aveți discuții, vă rog să le înscrieți la cuvânt și atât că pot o să vă dau răspuns. Să sperăm ca în acest an să se finalizeze, măcar să înceapă lucrările cu apă și canal. Da, scuzați.
N-am văzut eu la început. Într-un proiect, la fel semnat, scot de agitație. Și cred că și nu, e acum de agitație. E vorba de dotări în toate școlile, la fel, care l-am lăsat pe loc pentru că școala la Dugigești, din școală, m-am spus că m-am vorbit. Este încă reparație și cred că undeva la 1 iulie va fi finalizată. Nu aveam unde să depozităm, pentru că dotările în școli nu înseamnă doar patru miliere, ci pe toate școlile, iar mobilier și până la partea de IT, inclusiv 2-3 cabinete psihologic, informatic, nu știu, tip, ceva de asta. Valoarea de 964.700 și reabilitarea școlii de Drăgugești, școala care a intrat anul trecut tot pe fondul de mediu pe măsura PDR C10, cred, în modernizare, lucrurile sunt destul de înaintate, avem un film care chiar își face treabă, chiar să mulțumim de ce se întâmplă acolo, sunt prea puțin de răspunde și timpul eu și așa țin cu ei, se depă de înaintate, au și făcut săptămâna trecută, în primă situație de lucrări, o factură care a trebuit în minister să poată fi plătiți consultorii. Pentru că până acum nu a fost plătiți deloc și au asumat, bineînțeles, abia să mă întrebă până la acolo. Scuze-mă, Irene. Nu ce problemă. Dacă ne rezumăm la Bretila, anul trecut, a fost cam aceleași lucruri trecute în buget. Doar s-a terminat terenul de fotbal, da. În rest nu s-au făcut aproape nimic. Să sperăm că anul acesta, dacă dumneavoastră garantați că se face sau în ce lucrările cu apă canal? Nu ce, am spus-o și vreau să mă înțelegeți. Nu vreau chiar de rup să ne dăm confiunța. Dar nu asta este... Cu siguranță, pentru mine și aveți cuvântul meu, prioritar pentru satul Bătâl a fost apa și canal. Și nu că ar fi trebuit făcut neapărat, este neapărat nevoie, chiar poate ținând cont de situația pe care trecem astăzi. Eu mergeam azi la trezorerie și m-am uitat în dreapta spre Bata Roșie și în stânga, o soare. Adică pentru mine era un barometru că situația nu este roză. Să nu credeți dumneavoastră că se întâmplă la Unești cu întreruperea apei, nu e o problemă legată de ce se întâmplă la Valea Uzului. Nu știu dacă ați fost, eu am fost. Nu mai există de furul apei, de că nu știu cât apă. E o problemă gravă de lipsa apei. Tocmai de-aia am și gândit-o cu constructul și chiar am fost cu domnul Șapcă săptămâna asta, luni, marți, și cu cel de la Iași care face proiectarea, să identificăm și alte surse decât cele pe care le-am prevăzut în SF-ul. Pentru că inițial în SF-ul avem trei puțuri prevăzute la zona, cei din Britea poate știu, nu de bine, la intersecția pădurii Văi Rării cu Taslăbă. Nu începe Islazul nostru, dar nu fac gături, începe Islazul nostru și e un drum care urcă pe Islaz și de undeva sus unde vor fi rezervoare, dar vedeți și foarte bine. Ei, am făcut acolo niște forări, e o zonă care se plătează a fi apă, dacă faci asta, ai de apă fără probleme destul de repede, pentru că pârâul Văierării curge astăzi. Deci eu am fost în marți acolo și curci, cred că am și poze, că e destul de bine. Dar eu știu că părâul ăla Văierării, pentru mama mea, la latin românii de 30 de ani, o măsura în fiecare vară și sunt momente ale verii când el se apă. Se aca așa tu, acum 10 ani, când situația fluvială era destul de regulă, să spun. Mă spus, deci șapte. Dar dacă nu ne lovim, teama mea acolo, ca să vă spun sincer, este legată de acea râpa dracului, nu știți voi să nu sunt tânca aia mare, răpadă, să nu fie atât de întinsă peste tot, că dacă dai, să pun la cap, nu se mergea aia. Cap. Nu e cap, e o chestie bună. Nu trăiești de apă, că nu e trăiești, e o chestie bună, să nu știu cum e spus. Mare, bravo. Dar să nu comentați, două destul de aproape acolo, nu știu, poate cu timpul, mă uitam, am niște prieteni la Magovia și stau chiar față în față cu brațul Sfântului Gheorghe. În fața lor acolo e o stație care ia apă din Dunăre, o trece printr-o stație de tratare a apei și o folosește în Magovia. Mă gândesc că poate să fie și asta cum sunt variante, asta și nu sunt acolo lângă Taslău cu timp. Dacă ăștia vor să facă barajul cu vorbesc de baraj, clar pentru noi, deci să știți că eu nu sunt bun, sunt specialist în hidrologie și nu știu cum ar fi, dar omenici, mă gândesc că lipsa barajului a influențat foarte mult în zona noastră de regiune, cel puțin, care suntem de o parte de alta a domnului Taslău, foarte mult lipsa apei, pentru că s-a scurs practic veta asta a Taslăului. Când era barajul, mai întindea, de noi, eu am văzut la Taslău, eu am văzut aici.
Eu nu puteam picita să stăm dintr-o parte în alta la 7-8 ani, 10 ani de zi, și aveam 50 de kg, tot grasa, mă așa, eram. Deci mă lua apa, atât de fijinioasă era această lume. Păi asta nu există, practic se duce în fum. Dovadă că el are și pe fum, e uite că eu acolo când am făcut din la tastău de amintiri, partea asta de la mulți șapa de tastău, pe partea din apal, s-a oprit cei la pe lumea Comitia, urmea să mute divul până în partea asta, spre DNB. A rămas un braț tastău care nu mai este alimentat de râu, nu-i dat pe mijloc. Și are apă în continuu. Deci totuși undeva există apă, apa subterană, să spun. Poate fi cu timp, nu vreau să mă suficient acolo, dar trebuie atât de mică, trebuie plumb de apă, hai să nu trebuie să mă amăgesc. Acum sunt eu, nu să aveam, să ajung cu zâmbim afară, deci cu toate, așa de apă, dar nu o să o plătească apă, de foarte mică. E sursa, din punctul meu de vedere, cea mai aproape de o sursă de apă, de iadele, care poate să ne ajute să avem mai multă debit, așa am gândit-o. Acum proiectantul o să mai gândesc și poate soluții, chiar am sugerat lucrul ăsta. Numai acolo am identificat niște terenuri care nu sunt privat, nu sunt proprietăți, sunt doar un cotriel pătru, mai nu știu cui, mai am niște zone, mai scântați lor, știi? Noi facem cu greu acolo, noi facem o captare, mai avem scântați lor, nu știu, încercăm. Vis-a-vis de mai răspuns cu lor. Mă repet. În acest proiect de buget, sunt incluse undeva lucrările de întreținere sau de investiții pentru surse complementare, gen fântâni cu țuri? Da. Am gândit la reparație la alimentare cu apă, pe capitolul 70. Deci nu pe investiții la reparație? Nu pe investiții, pentru că investiția înseamnă, în primul rând, timp. În afară de timp, înseamnă proprietate și înseamnă o chestie care e destul de greu de făcut. Nici nu cred că pot legal, pentru că eu așa știu și vreau să știți, nu pot să ce o investiție identică cu cea pe care o ai deja în derulare, adică de finanțare, dar merge. Deci, asta se asemnează la să votezi la buget. Dar poți să pui înainte votul și... Da, sunt de acord. Îl dai online. Și atunci am văzut cel puțin două puncte, care să ne vădăm nu știu dacă îmi chiar de rezolvă să reparați, le curățând, ca ceva nu știu ce pot să fac. M-am gândit la fântânele acolo care deservește numai din bucanii ăla și sunt, acum în primăvară, să mergem cu multe lași, cu profilul ăsta să vedem. Mai este că a fost o leacă de la pădurea, dar poate mai o curățăm, poate mai intrăm. La pădureț am ajutat și am trecut, nu am prefăcut. Dar cu ce-i pădureț? Nu, am făcut, nu știu, cine am văzut, am și bani și tână, am reușit, am mutat și două, am mutat și bani. Bani de la ei, înțeles că și-au pus toți și tot la apă. Nu, tot rezolvat, și-am mai gândit chiar în ciurea de jos, aici, la ciușmeaua asta care curge zi de zi și văd că sunt mașini, la fel, să o băgăm într-o reparat, într-o curățare, să vedem acolo unde se captează, dacă mai reușim, ne vinem un izvor. Acolo vine la parinva de dată. Da, de undeva, chiar dacă mai mărim un drept, am văzut că ia mult și pe șansă de să mai pierd linia. Poate trebuie să facă mai mult, că dacă avem 2-3 ceva zile care să înmagazineze apa, din care oamenii pot să ia peste noapte. Să știți că asta cu magazinul, e o chestie pe care eu nu am văzut. Un loc, nu. Am văzut că se poartă în juntul, când am văzut să legea. E o chestie care de ce se prelungă faptul că o cheltuială destul de mare pentru oate, pentru că acest venit undeva, este o asumare pe care eu nu vreau să o. Eu nu pot să iau apa aia decât dintr-o sursă niște care din Tazlău. Eu nu pot frate să te fac din Tazlău, din Tanja, să-i pun unul în bazinul ăla și o nu să o ia să fac nu știu ce cu ea. Eu nu am sursă de apă la dar astăzi. Bazinele alea trebuiesc curățate permanent? Până acolo. Eu am avut până la trecută cu bazin. Dar e normal, bate soarele în ea, iar exact. Microbii înversește imediat. Se învățește pe ele. Dar e apă încercăm și varianta asta. Să încercăm și varianta asta. Dar gândiți-vă că am avut multe situații în care în Drăgujești au un cam motorin în fântână, da? Deci nu au cu ce să la DR. Deci dacă tu pui bazinii pe drum, ai ești supus riscului să te potrăvească, să pună, nu știu, mirosul, să facă rău. Cine? Nebun, nu știu. Oameni care nu știu cum să transmit. Și atunci noi trebuie să ne asumăm riscul. Dom'le, i-a adus primărie, trebuie să dai și garanția că e bun. Nu, eu m-am referit la un loc ceva. Tu pui bine fără să întâmplă ceva rău. Atunci nu, un rezervor achiziționar. Deci care este prins în buget la partea de reparații și de întreținere? Deci o să încercăm 2-3 puncte care să măcar să le mărim debitul și nu ce.
încercăm și, încercăm și într-un centru, două, trei, și în celelalte sate am văzut că peste tot sunt extindere rețele suplimentare, resurse de alimentare cu apă. Toate acestea au fost prevăzute și anul trecut și acum 2 ani. S-a făcut ceva în anul 2023 pe suplimentare alimentare cu apă? Sau? Deci la devenit, tot proiectul respectiv, am reușit mai funcționat parte a... Nu, asta este distinct. Nu, spun la suplimentare alimentare, nu la chestii, n-am ajuns. Păi, dar ca să pot suplimenta sursa, trebuia să am sursa, trebuie să o cumpăr. Nu era noastră. O parte din izvor, cel de sub Malibu, este la familia Cojor și am cumpărat terenul. Celălalt l-am identificat la familia Alepi, Popa. N-aveau de toate moștiri, n-aveau cercetat de moștinitor, un frate mort, nepoți, nu știu pe unde, în Alepi stăm Italia. Ne-a promis că vine de Crăciun, în decembrie acasă, nu a putut veni om, pentru nu știu, diferite motive. Mai am cerut să-i fac măcar o cură și să semneze cineva, o să vină el acasă, nu pot obliga să vină. S-a făcut ceva în afară de chestiunea terenului suplimentare? Nu, contractul cu o firmă de proiectare care să facă SF-ul. Dar ca să pornesc ceva, trebuie să am dovada proprietății, nu pot ce vin eu. Dar ce am făcut a fost făcut în curtea de la Delegi. A fost intrare de 5-6 ani. Eu m-am întrebat dacă ați făcut ceva, nu am întrebat unde. S-a făcut forare. Suplimentare pe modul și pe Drăgugești. Am suplimentat pe Drăgugești. Am trecut de extinderea de fel. Forarea de la Delegi. Și cred că în 2007-2008 la primul șel. Am să fac 153 metri. Eu am găsat la dau apă, nu știu dacă mă gândiți. Am gândit că sigur dau apă. Asta a doua zi la domnul Lachea, mă rog frumos, mai să faci. Nu mi-am să fac până acum, ieșea numai, nu dacă puteți da seama, cum tai cineva cu, în faianță, în gresie. Cartea acela de pus, stratele de carte și așa, schimbau în continuu. Și noi aveam contractat 100 de metri, noi mai coboară pe 5 metri, mai coboară așa, și-a dus 150 metri, n-am dat de apă. Am dat de apă doar exact, doamna Bădic, sigur, își amintește de un proiectant cu care am lucrat drept, un montaj, cred că nu știu dacă mai trăiește astăzi, acum câțiva ani mi-amintesc, nu cred că era dânsa la discuții, că ne-a spus că în zona Catalea și până la Dumbrava și dincolo de Tărâna Căciuni, nu există apă decât de suprafață, nu să fie apă în cea de mare adâncime. Maximul apei în zona asta este 33-35 de metri. Așa am dat noi de apă la drept, la 35 și la 33 de metri. Am dat de apă care poate ajuta la o familie. Să adună undeva la 3-4 litri la 12 ore, să spunem. Au pe care noi de acolo scoatem pe o pompă submersibilă, dar ce să facă la 300 litri de apă la o comună care la un sat care consumă 200 metri de apă într-un dat de oră. Când am dat unde apă la rezervorul plin, la 10-15, la 10 nu mai există apă. Tot efectul terminat. Și nu vedea drumul grădini. Păi de bun. Și mai bine de 70% din populația din teren, s-au avut o gospodării, să spun așa, și n-am nimic am potrivit până la urmă, un clinic a făcut-o și așa, că este eu, 2021 și în urmă, să aibă fost. Deci au luat 2-3 bazine de octoană și le-au montat la loc ferit, au hidroforul pus pe el, când apa vine, îi umple rezerva respectivă. O plătești, treci prin eu, acum, două zile are apă. Deci am spus că dacă am trecut, dacă repetăm investiția, era, 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 era un trecut, s-a făcut nimic, s-a făcut doar contract, nimic, pe delegi, s-a făcut pe Drăgugești doar extinderea pe fel ca și pe Bedic. Pe Bedic a dat în Rus și pe fel a dat imediat acum. Iar la Gheregiu am finalizat închiderea proiectului acela vechi și am făcut expertiza tehnică pe toată proiectarea. Acum lucrăm la faza de proiectare pentru a trece apa dincolo de pod și a dat drumul pe rețeaua nouă mai de vreo 5-6 cămini. Problema acolo este cu sursa, că sursa nu e pe terenul nostru și o să rămân pe sursa veche și o să mergea cineva pentru situația să poată face o altă sursă. Deci nu se repete pentru că din buget nu reciclat unde sunt aceste sursuri? Nici nu s-a făcut nicio plată, nici nu s-a. Noi am pus un buget pentru că eu am fost convins sau am trecut că reușesc să cumpăr terenul. Dacă reușeam să cumpăr terenul în toamnă, aveam timp până în iarnă, să spunem, să facem pare de SF și de proiectare și am fost am mergeam pe pare de execuție. Nu este. Sau puteam face și cei pe care aveți trecut pe Drăgugești sunt doar pentru plată, pentru ce s-a făcut? Plată 30.000 de lei. Deci nu este lucrare nouă. Adică nu trebuie să fie. Da. Vreau să mă întreb, vârțile cu astea, ciortea, Muntenii.
Ciurtea este proiectată... Că sunt bugetate și acum pentru ce? Ciurtea este proiectată... de linie în 2000... Ciurtea a fost pe Ipșeni, unde ai 2-2. Am depus-o pe două surse de finanțare, pe NDR, nu, depus-o pe Angel Salini și pe CNI. Pe Angel Salini am fost eligibil, dar la, am fost chemați la toți primarii, la ședințele de partid, acolo unde practic se negociază, nu mai ce să ne facem. Și am avut de ales între modernizare strada Ciurtea sau alimentare cu apă și canalizare în, pentru că era pe aceeași finanțare, pe cea pe Angel Salini. Parte din primarii au ales asfaltul și v-am spus și cred că au ales foarte bine, dacă vreau să mă ne la Bucui. Partea cealaltă am ales apă și canal, era și valoarea mult mai mare. Adică vorbim de un plan de 2 milioane de lei, cam așa era valoarea pe lucru, cam atâta este valoarea pe lucru de asfalt, în comparație cu unul de... Anul trecut am făcut strada Munteni, cu proiectare, cu SF, cu tot, avem și certificat de urbanism pentru a putea începe lucrarea. Nu avem finanțare și nici m-am străduit să avem, pentru că, repet, peste Munteni va trece apa și canalul. În momentul în care am finalizat și rezolvat acea lucrare, putem să facem... Sumele sunt prinse pentru? Am fost prinse niște sume de buget, a fost prins 20.000 de euro. Ca să poată fi prins o sumă în miza, eu sunt fie prins cu zero, că n-ar fi prins investiția asta. Banii pe care nu sunt reportați, dacă noi nu facem, dacă nu facem execuție, banii trebuie să ne excedem. Și în vreme era cu 10 miliarde și cu oameni. Sunt pe folos de ei. La fel și cu astea, dacă nu reușim să o asfaltăm anul ăsta în situația în care... E proiectată? E proiectată cu astea. Asta e și proiectată și așteptare mai mare. Au avut-o și o mare anul trecut. Eu zic că cu astea o putem face cu oameni cu siguranță, pentru că cel puțin în discuția... Am avut-o în câteva întâlniri cu domnul inginer Lănică, Zimbinică, și cu domnul Șapu și cu proiectanta, am schițat un calendar al lucrărilor, cum începem. O să începem partea de canalizare, până cu strada Buzuiocelor și cu partea de pe stânga a statului Drăgăgești, cum este, până ajungem în drumul național, în drumul. Iar la Brătila vom începe... Și Drăgăgești începe? Nu. Vorbim partea de canalizare. Distinte. Pentru că la canalizare nu avem apă, este pe partea aceea. Am dat zâmbe fiecare sat. Iar la Brătila vom începe cu Costea, Mucan, Menciu, Pădureț, într-o primă fază, părțile neasfaltate. Dar nu ne-a cont să parte asfaltului ca nebunii, să prindă o vală ploaie în iunie și să plângem în vală. Și apoi continuăm. Rezervoare, cu stația de captare, care e asta de tratare, apei aici la Coda, Taslău, dar e mare, nu parte asta cu care trebuie să nu-i mâine. Gândiți că vorbim de 7 milioane de euro. Asta e și valoarea proiectului. Dar înceapă, domnul. 7 milioane de euro. Da, nu înțelegeam sumele, că sunt mici pentru execuție, proiectare, că s-a spus. Au fost prinse în bugetul respectiv. Am prins în continuare buget. Poate, eu mai mult mă vizez, vă spun sincer, că faptul că eu sau, nu știu, cineva să mai vin de aici, acolo de luni, să știm, să întâmplă în iunie sau în septembrie sau când a fi întâmplat, având proiectarea, dar în proiectarea, e clar vor mai fi surse de finanțare pe diferite măsuri. Și atunci cineva poate să ia proiectul care este făcut să depune sau următoare. Nu mai este loc pe Angel Salini. Dar o să fie o altă forță, nu mai știu cine. E arhitect. Și l-a dispensat doar de plată, mai ceva de executat? Nimic. Doar plata pe partea de NCS-ul, ce este neeligibilă. Vorbim de tembuielile de interior, care inițial nu au fost prinse în contractul inițial, pentru că și așa era și normal, dacă gândești din vizere legală al arhitectului, fiind o reparație, o modernizare, nu e o reparație, nu necesita tembuiala în întregime. Când, la prima fază, când domnul inspector la ISC a fost în teren, am constatat că tembuiala este grăpată, este fisoasă și așa, care ar fi bine să tembuiască din nou, să-și procedeze și așa. Suma asta de vreo 69, 60 ceva de mii, este trebuia la făcută cu 2 ani de zile, nu-i făcută asta, dar pe care noi, în tot aia nu avem bani în buget pe ei, am sperat să pot mai prinde ceva pe finanțare, nu mi-a spus. Deci o să-i plătim din bugetul ăla, practic ne-am asumat și o să facem trebuie dispensat. Nu știu, dar este populat, chiar dacă nu-i regul, dar nu am avut încă probă. Și înțelege că cei care spune că în construcție au înțeles că pare de sus, trebuie să rămână aici acolo, că nu puteam să nu în prelegi. Eu nu aveam auzit de astăzi, lucrează cu internet, cu dragi, cu calculatoare, din spăs de digital. Da, o concluzie, dacă permiteți, mulțumesc, domnul primar. Scutăm din buget în continuare cu un deficit foarte mare.
adică avem 10 lei și ne propunem să cheltuim 15. Discutăm de un buget care grevează substanțial bugetul comunei cu investițiile pe care le propune. Va fi foarte greu, așa cum spuneați, cineva veni să le ducă, pentru că sunt cofinanțări mari, sunt, vor fi foarte multe și neeligibile, așa cum spuneați, proiectul de gază, stai să vedem ce o să fie, clar se vor, clar vor mai crește, descăzând sub nicio formă, nu cred că vor scade. Deci, prețurile vor crește foarte mult. Deci este un buget care ne va chinui un pic pe toți în următoarea perioadă. Mă așteptam cu deficitul să ne mai aranjăm de la an la an, să le mai acoperim, să le mai le ducem în continuare, mai ales în condițiile în care, așa cum spuneam și anumiți colegi, ați văzut cu parte din investiții, s-au repetat, adică nu s-au făcut anul trecut, sunt niște bani, ar fi trebuit acoperite, mă rog. Nu aș fi de acord să votez acest buget dacă nu ar fi aceste investiții pe care nu vreau să le periclitez, pentru că nu este frumos. Voi fi și voi vota acest buget, dar atrag atenția tuturor consilierilor, pentru că va fi foarte greu pentru toți și toți trebuie să ne asumăm răspunderea, pentru că probabil vom ajunge chiar și la împrumuturi la bancă pentru cofinanțări, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Avem de ales între a susține aceste proiecte mari, să dea Dumnezeu să se facă, eu până când le văd am rezerve mari, dar probabil se vor face măcar parțial, dar asta presupune un efort considerabil din partea tuturor și a noastră și a cetățenilor. Să nu uităm asta, va fi apă la plătila, vor fi gaze, toate acestea fost. Și bugetul de stat și proiectele naționale și Uniunea Europeană va finanța, dar nu va acoperi acest lucru. Și atunci toți vor trebui să plătim pentru aceste costuri. Vreau să știți foarte bine la ce să ne așteptăm. Votez și susțin, pentru că nu putem merge înapoi, dar atrag atenția că sunt niște proiecte care ne vor greva destul de serios în perioada următoare. Da, mulțumesc, da. Ați ascultat foarte bine, așa este un buget care ne va apăra spre poporții. Să știți că m-am dat de la urmă cu un alt persoan pentru nimeni, nu știu ce va fi aici, asta era foarte greu, pentru că iar eu n-am avut eu ales. Știți că am jucat cartea asta pentru că am fost convins și sunt într-o vreme convins că era neapărat nevoie de niște cărți așa de mare. Nu puteam să-l facem altfel. Deci apa și canala Brătila nu puteam face niciodată construcție locală. Și chiar dacă aceam construcție locală, ar trebui 10-15 ani să adunăm din bugetul local, să ducem la capăt. Vedem, vom vedea. Nu suntem, dacă vom ajunge, eu sper să nu. M-am gândit și eu, pentru că nu ne-am luat cândva împreună și am gândit la fel, să spunem într-un fel sau altul. M-am gândit și eu că la un moment dat vom ajunge să ne împrumutăm la bancă. Nu cred că e o crimă pentru nimeni, pentru că 90% din primării din țară au împrumutul și la bancă, într-un fel sau altul. Eu sper să nu. Eu sper să rămână în continuare, nu știu, o guvernare care să ne sprijine ca și până acum, să avem stabilitate, să avem liniște, să e mai important decât oricare. Nu vă spun că mă gândesc în toate felurile și am avut la vârsta în care pot să spun că sunt rugnic din punct de vedere familial, profesional și tot. Mă gândesc pentru că nu va fi simplu și nu va fi simplu. Că e fi, nu e fi primar, nu contează. O să fie greu și pentru contribuabilul de rând. Pentru că tot ce se face astăzi, gândiți-vă că se va strica mâine, că doar nu se îmbrătoare. Am asfalt făcut la de destul de bine acum 12 ani, astăzi trebuie reparat și nu găsesc resurse. Un asfalt făcut de acum 2015-2016 la Drăgugești, astăzi trebuie reparat și eu nu am resurse să-l facem, pentru că am prins și eu și doamna Abădică în anii în urmă cu proiecte mari, cu bani veniți din subvenții, din surse de finanțare externe, dar reparațiile nu pot fi suportate de aceste surse de finanțare. Și atunci o să trebuie să le suportăm din bugetul local. Un buget local pe care, repet, este în jur la 1 milion de lei. Deci din taxe și impozite în Comuna Helegiu, astăzi noi încasăm 1 milion de lei. Să știți că nu mai avem loc la deci așa de mult cum erau cumva. Venituri proprii. Să știți că nu mă numai, pentru că ce vine de la guvern, din poate la cele de... Se duc toți banii pe salarii și pe întreținerea cu ATM-ului. Să ne-a văzut, cred că asta și dumneavoastră. Ne vorbim de salarii la primărie de 30 de miliarde astăzi. Ăsta
bani, nu poți să-i ceri omul să-i dau 1500 la ghelegiu, când un om normal ca să le spurge altfel, să ia 530 de milioane. Ăstea sunt salarii, de acolo cotele la ăsta, 4500. Toți banii care vin aici, este foarte greu și va fi și mai greu de acum încolo. Să ce spune fiul meu, pentru că nu, încă n-au gândit guvernanții noștri să vină în sprijinul nostru și cu măsute în alte surse pentru reparații, pentru treținere. Deci mie mi-a dat astăzi de la, și mulțumesc că mi-a dat banii ăștia, pentru că nu am dat banii ăștia, am primit de la Consiliul Județean, din luni, 265.000, adică 2.650.000 pentru drumurile comunale. Îmi zic dumneavoastră că noi azi avem în comuna de în jur de 325 km de asfalt. Cum să-l întrețin eu cu 2.900.000 sau 2.600.000 în situația în care astăzi, dacă intrați pe grupul lor, intrați pe grupul de 1 km de asfalt, ia că de la 600.000 de lei. Adică nu e simplu, nu o să fie simplu. Iar oamenii au dreptate și o să-mi dea acolo cer din ce în ce mai mult, pentru că și eu cer acasă. Și eu acasă, n-am apă și n-am apă, n-am condensare și n-am apă. Din urmă, avem timpul noi. Mai este că și oamenii afaceri și văd în altă parte e civilizație. Poate o să fie și oameni mare Dumnezeu, dar nu o să ne ducem acolo. Dacă o să avem apă, canal și gaze, o să construiască casă mai mult. Unde caută omul casă? Cine spune că acolo să ne construiască să ne construiască? Acolo cum părere. Vorbeam cu părinții. Dacă acolo utilități, nu mai fac casă. Nu mai fac care cumpără la Andrășuș, care cumpără la Cașu, care cumpără unde sunt gaze. Unul caută utilități. De aia Dumnezeu. O veste de aia Dumnezeu. Nu de aia Dumnezeu. Proiectul numărul 3. Acțiune. Completator. Ce credeți? Nu s-a încheiat. Da. Pentru proiect. Privind aprobarea bugetului comunei Lejdiu și a listei de investiții pentru anul 2024. Mai avem și șase, rapoarte de activitate. A fost o discuție din ședința anterioară, apropo de copiii după bani. Așa. Mi-a dat tot interesul, ne-am ajutat discutat cu părinții. Da. Am o listă de 27 de persoane care au semnat cu copii, la numărat copii, deci nu m-am dublat câte doi. Ar fi 54 de copii pe bani. 35. N-am, v-am zis, am lista aici cu 35 de copii. Nu, deci inclusiv... Dacă îmi permiteți, a spus că are de la părinți semnături, nu de la copii. Da, cu deci, copii, de la părinți. Deci părinții au numărat, deci sunt 27. De exemplu, lovi cineva, au doi copii, sunt au trei, au doi, sunt și copiii trecuți. Deci părintele semnătură copiii. Deci dumneavoastră ați spus sunt 7, începând de la copii. Cumva, grupa mică, deci cu toți, m-am referit de la grupa mică până la... grupa mare, am 5 copii care vin de pe parte. Grupa mică, numai 5, am 6 copii. Stați-mă un pic, am 17 copii la grupa mică, prezent sunt numai 5, atât din. Restul sunt absenți, nu vin. Păi de ce? Păi de ce? Căutat o soluție. Ce soluție să caut? Deci eu am o listă cu 70 și am spus în ședința trecută și dacă vreți pot să vi dau și nominal. E vorba de câți copii sunt, că sunt unii de un an sau doi. Deci eu nu m-am uitat în mare. Deci am 30 de copii pe vale. Deci sunt 27, uitați. Clasa 8-a, clasa 4-a, vă pot să dau o listă. Deci acum nu mai discutăm. Așa. Lista tu la cătură și vă aduc pe fiecare. La cât sunt, dacă nu puteai. Eu pe data de 23, nu mai fi. Pe data de 23 am făcut un TV-ul la microbuzul școlar. A fost băgat acum în reparație. Merge la baracă. După ce vom face IPP-ul, ca să ieșim bine, pentru că mă subțudez acum la treabă, care are două găuri bine de tot. Așa? Microbuzul școlar va merge la școala de pe bani. Da, asta. Domnul director, asta căutăm, nu căutăm. Căutați o soluție pe bun să putea face ceva. Microbuzul școlar, așa cum a spus și domnul primar, așa cum v-am spus și eu. Trebuia ca să nu avem
microbuz. Microbuzul este sub orice critică. Sunt într-adevăr copii și eu am copil. Și am înțeles situația cu iarna și cu asta. Dar am spus, mergând până la pe asfalt, până la prânzul, câte au venit pe jos, am găsit bunăvoință din partea lor. Nu știu care sunt acele persoane care totuși au făcut acele reclamații. Veneau la prânzul și urcau. Așa. Considerând că, fiind în situația în care este microbuzul, se strică. Bun. El s-a stricat. Uitați, eu am poze. Când s-a rupt toată... Ați zis că nu sunt bune poze. De la service mi le-a arătat ca să-mi spune dacă schimb sau nu arcul. Deci s-a rupt arcul, pur și simplu. Ieleta s-a rupt, am schimbat tot. Acum e ok, putem face ITP-ul. Atâta mai am două găuri de studiat. Astăzi se duce Costel Prenciu, le studiază și pare. Și am spus, după data de 23, când primesc ITP-ul, pentru 6 luni de zile, va merge la școală de bară. Eu cred, din privința mea, deci numai eu, în privința mea, copiii cred că ar veni la școală, dar situația este proastă de transport. Da. Mulți părinți nu-i dau. Vă spun sincer, nu am copilul, deci la ora actuală, deci eu nu am greșit. Nu, greșit. Deci am avut ședință cu părinți. Vă acuză foarte mult, dar lasă un pic să vă spun eu, am discutat cu toată locatul. S-au întâmplat și multe foarte în școală, care au rămas copii fără tins din cauza unui director, care nici ca... Vă aduc o vieță, dar vă zic, dacă lumea spune, auzi, dacă te duci, auzi. Hai să discutăm pe transport. Am putut să rezolvă pe tocmai asta, să-și facă directorul școlii la poartă. Dar nu, deci am înțeles că merge din drum, nu merge numai dimineața, dar sunt copii care trebuie să vină și seara. Apropo de situația cum a fost cu ursul, deci suntem într-o zonă cu pericol de animale sălbatici. Pentru copii, suntem într-o zonă de pericol. Sunt multe, eu nu știu, o soluție trebuie căutată. La școala de lei. N-ar trebui duși acolo, eu n-am considerat și pe cei de ADN. Și acolo sunt dați acolo satului. Nu, 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 satul este cu tot cu listă. Se poate merge la prefect, te duci undeva. Dar ce să mă... Ce râdeți? Nu se poate face. Dă-ți bucă cu el, mă la București. Am curajul să mă duc la București. Cine? Cine să le ia? Sunt persoane care vreau să dea la comune. Să facă. Am curajul să merg să vă dovedesc că o să fac. Cu ce am aici, o să merg și o să vă arăt că nu sunt director, sunt un singur cetățean al comunii și o să vă arăt ca să poată să facă. Și o să aduc și filmare și tot. Și la următoare ședință o să vină și părinții aici, îmi dați voie, nu s-au zis. O să vină toate persoanele să fie, da, ședințe sunt puțin, să vină și spună și părinții ofurilor. Că doamne, vreți să dăm ceva cu copiilor, sunt copiilor. Ei sunt direct responsabili, nu suntem noi. Sau la mâncat un drum sau ceva la rupt un câine sau la rupt cineva. Se duce domnul director să rezolve problema, nu cred. Se duce domnul consilier cu fiul, nu cred. Se duce părinții din ușii. Ok, deci... Este părerea mea. Lați-vă aici mie o... Lați-vă aici mie o... 3-4 copii de pe un copuț, 5-6 mașini cu mămici, coboară paralel pe un copuț și mă dar nu lasă copiii. Mămicile care sunt la casă, n-au ocupație, au mașini cumpărate, au pus copiii cu școală pentru că eu mor. Asta și eu un copii la școală cu mașini personale, cu un dat era copii la școală. Ca să nu, cred că este o modă. Cred că este o modă. Eu am copilul la Olie și era o altă. Păi și le-am putut o vale, că până la baracă eu distanță. Păi dar nu spuneți că vin de modă, domnule. Să știți că... Deci până la baracă... Nu mi-asum ce spun. Știu ce vorbesc, pentru că îi cunosc foarte fost elevii de mine, mai departe, care au venit pe jos. Și n-au ce faci. Au venit pe jos de pe vale. Și au ajuns la mine. Ce au făcut o școală personală și s-au crescut armonios. Eu am mers pe jos de unde am restaurantul de vasă mea, asta la viață, pentru că se bătea vântul, de m-a aruncat de pe pod. Așa cum cineva să-ți spun la Petra la un moment dat. Eu nu sunt împotrivă, ba din contra, am găsit soluții, am trimis pe grupul acolo. Nouă bugetul va fi îngreunat anul acesta cu 1,5 miliarde, pentru că avem un microbus școlar închiriat care face lucruri respective. Vorbea cineva mai devreme, nu știu cine a spus, să dăm un microbus școlar, să-mi dea și cu lucrul ăsta. Un microbus școlar, cumpărat la școala la primăria Herengiu, înseamnă cheltuială de 3 ori mai mare decât avem astăzi pe an. Pentru că trebuie făcut un serviciu de transport care trebuie autorizat. Nu-și asumă nimeni în transport persoane fără să fie autorizat, din punct de vedere, SCIR, RAR, ARR și nu știu care numai dacă mai sunt instituții. Motorină, om angajat. Un om angajat ca să stea șofer acasă pe un microbus la țară și să-și pleacă ziua să fie copii în vremuri, pentru că noi vorbim de 35 sau 70 de copii, dar vorbim din cicluri diferite. Adică programul fiecărui copil este diferit decât de acelui lat. Cel de la grupa mică și la grupa mare, problemele merge dimineața până la ora 11.
cel de la clasa 1 începe la 8, termină la ora 12, sau la ora 1, care își religie, sau are educație fizică. Din cei de la 5-8, care încep la 12 sau la 1, dar termină fie la 5, fie la 6, fie la 7. Plus de asta, eu aduc copii de la Brătira, de la Mocani, aduc copii de la Ciordea, aduc copii de la Dălugești pe Mare. Nu reușește fizic oamenii, deci nu sunt împotrivă, vreau să mă înțeleagă și oamenii. Pentru că doamna Bădic spunea foarte bine la un moment dat că trebuie să ne grupăm cu toți și să găsim resurse. Eu nu găsesc astăzi și mi-aș dori ca și cei de acolo să ne înțeleagă într-un fel sau altul. Eu am considerat că e suficient pentru copilul ăla de 7 ani, de 8 ani să arăt cum e făcut școlar. Pe cel de 10, să spun. Ăla de 14 ani, clasa 8-a. Poate mă să se ducă de la Prențu și până la Bara. Că nu vine nimeni mai la peștera. Toți se învârte cu familia astea noi, care tineri care sunt acolo. Eu știu unde locuiesc. Nu uitați că eu sunt primărit de 16 ani și de 8 ani am predat în Drăgugești. Cunosc foarte bine pe fiecare. Nu fac navete de la Râu Boiche și vin mai jos. Vorbim de 500 de metri în iar. Nu vorbim de 500 km, de 300 km. De 5 km, de 500 de metri. Asta e distanța maximă pe care trebuie să o parcurgă un copil de la școala veche de pe Vale până la Prenți acolo. Dar toate astea sunt de acord cu ce mi-a propus acolo. Eu vă spun că ne este greu să găsim resurse cel la cap la fiecare. De-aia am spus că e un moft. N-am spus un moft că vezi că primarul e al dracului și nu vrea să întâlnesc copilul, n-am să nu mai votez. Nu mai votez nimic. Nu putea să scutăm. Prea puțin mă interesează. Eu vă spun că este destul de costisitor pentru comune. Eu sunt reprezentantul de fapt al comunei Helegiu. Nu pot să văd doar o zonă. Nu uitați că nimeni votat Helegiu și a neglijat Helegiu cu tot. Bine, Helegiu n-am făcut nimic am 4 ani de zile, ca să știți, în satul Helegiu. Și o să-mi Helegiar și să-mi scut aici. Înainte de a pune condițiile de a aduce copiii la școală. Nu, nu. Dar nu eu de o cinci. Bă, la ce nu au gândit ăia? Nu le-a pus o întrebare. Pentru că nu au decis. Dar unul și-a gândit. Da, stați-mă un pic, vreau să mă înțelegeți. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dar nu decis, mi se gândește să mă înțelegeți. Toate de punctele astea. Mă gândesc și că au avut copiii mei. Cine le gândește? Le gândește de punct de vedere economic, îmi pare mare, mare parte. Eu nu vă ascund și de-a Dumnezeu să nu mai fiu la Helegiu și vă spun clar, să nu mai fiu aici la primărie. Nu trebuie cu se va ajunge într-un viitor foarte apropiat să se închidă toate școlile din Helegiu. Nu are cum să zic. Nu are cum. Dar nu are cum. Pentru că la Drăguț, la Delenia, astăzi mai sunt 40 de copii de tot, domnule. Și Helegiuitorul spune așa, plătesc 11 profesori, 3 fochiști, 2 femei de servici, microbus școlar și când am tras linii, combustibilă, aer condiționat, nu mai știu ce. Și o să spună ministerul, nu voi vorba aproape un sfânt al anului, ați iau așa. Și spune ministerul învățământ, trebuie să închide școala respectivă. Dar nu există o problemă de bani, că învățământ, că gândiți, nu gândiți doar din punctul de vedere, gândiți și ca un părinte. Eu când mi-am dus băiatul cel mic la școală, la Vărnești, n-am făcut-o de o nebuneală. Am făcut-o pentru că la Helegiu, în generația băiatul meu în clasa 4, erau 4 copii și era în 5-lea. Eu am simțit că băiatul meu nu are suficient concurență să termine școala la Helegiu. Și așa cum... Nu am dus personal. Nu am solicitat. Dar nu despre asta e vorba. Am găsit soluția asta, duce acolo. Nu l-am dus cu el la lucru. Vă spun să pentru că eram profesor aici. Și colegii mei au privit în tacelare ca un cu gaună. Și măream interesul lor. Eu nu ți-ai lăsat pisternic. Așa m-am privit. Am dus, am vizitat, poate am câștigat. Cum mi-a ținut la mine celul ăsta? Și Dumnezeu a fost mare și m-a ajutat. Sunt convins că sunt, și eu știu, cei mai frumoși copii din comună este la Drăgugești pe Vale. Vă spun lucrul ăsta, și eu am trăit acolo. Nu mai sunt poate așa cum eu vorbesc din povești, că aveam 2-3 de ani. Când treceam pe Valea, pe părâul ăla și pe oceanul ăla, și mi-a dat poate să confirm lucrul ăsta. Dezbrăcați, frumoși la o față, prin părâul ăla, erau, cum erau crescut natural și sănătos. Eu am dus să iau un microbus din partea școlii, acum că avem niște mofuri, se duce la școală, să-i vătim cu un pe bani. Cine vrea cu mașina, duci cu mașina personală, cine vrea să meargă pe jos, să meargă pe jos, cine vrea cu microbusul, că duci mai acolo să meargă. Dacă constat în continuare că vă fi doar 3 copii pe părâul mașină, nu mai trebuie autobuzul acolo. Și până la sunt. Să vin aici, să vin aici 20 de oameni, sunt toți, Nu ar trebui să susținem în condițiile în care tot vorbim de o depopulare a satului, în condițiile în care
sunt copii, că nu sunt elevi, că nu avem cu cine face clasă. Acolo, dacă sunt, nu credeți că ar trebui să-i susținem pe aceeași, tocmai spunea domnul director că vin 3 din 7. Păi haideți să vedem care este cauza. Ați întrebat părinții? Ați întrebat părinții? De ce nu vin? Să iau de la poartă. Nu vor să stea fără părinții. Un copil neînvățat este un copil problem pentru... O activitate în care sunt părinți și chiar am părinții la școală, toți copiii au plâns. Bun, și în momentul când s-a spus, am la prezență 5 copii. Bine, pentru acele de 50 de lei la primărie, am absențe. Deci eu am plătit o educatoare pentru 5 copii, atât. Și o plătesc de luni de zile pentru 5 copii. Și nu este normal, haideți să vedem. Deci eu am identificat asta ca o problemă pentru care copiii nu vin. Am cerut copii de pe certificatele de naștere ale copiilor săptămâna trecută, pentru că trebuie să actualizeze datele în SIR. Am nu știu câte mesaje. Pentru ce îți trebuie certificatul? Pentru că al meu lucrează cu... Și vorbim și despre decizii de pe pare, și în centru Drăgugei, și asta lucrează în afară. Pierd acea mărire. Nu avem treabă cu primăria, noi avem treabă cu un sistem informatic. Da? Acest... Discuția dumneavoastră cu ei, nu știu cum să discuția cu cine? Cu cine? Eu am convins. Pe cine am convins? Copiii vin la grădiniță, copiii vin la școală, copiii, părinții aceia, Dumnezeule, nu spun absolut nimic. Educația pleacă de acasă. Exact. Deci nu am ce să le... Ce spune? Mă credeți că la ora actuală, din noiembrie, de când am început acea reabilitare a școlii Drăgugești și am adus copiii de la Drăgugești la Helegiu, școala gimnazială Helegiu, e distrusă. Ușile la baie sparte, toaletele sparte, reții ușa de la intrare mai rămâi și cade. Vă spun sincer, spunea domnul Busuiec, dinții lipsă. Se bat. Sunt trei copii. Se bat. Și nu știu ce să facă. Deci fata care și-a scos și-a spart din ticiorii, venea în fugă de la toaletă, celălalt auzine venea din partea țară și-a curs școlii și-a primit ajutor. Nu se dă. Primul ajutor. Plus, chiar nu exista un ajutor. Dar cum n-a fost învățătoare acolo? Nici s-a pus. Unde a sunat prima dată? Cum unde a sunat? Unde a sunat prima dată? Când s-a întâmplat? A sunat? Dar a sunat doamna învățătoare. Eu am sunat. Nu sunați doamna învățătoare. La cine sunat? Unii sunați prima dată. Dar unde sunat? La urgență, unii să și unde e urgență, ce Dumnezeu e? Păi cum dacă părinții zic că nu a sunat? Cine să zic să vină mamă sau copilul la școală? Să vă aduc dovezi, doamnă, dacă vreți vrea să vină să vă spun în față. Și s-a discutat problema și la poliție. Domnul Dumnezeu, s-a discutat problema și la poliție. Bine să fie așa, dumneavoastră, eu v-am zis că acasă. I-am arătat filmarea domnului de la poliție. A văzut de acolo sau unde era și domnișoara aceea. A văzut, nu la colțul școlii, celălalt Faustin, era cu capul așa și când a întors capul, a dat pur și simplu cap în cap. A fost un accident, pur și simplu. Domnul la linie principal, trebuie să avem grijă că sunt copii. Avem grijă. De asta îi educăm. Avem grijă. Asta zic. Avem. Sunt niște oameni cu responsabilitate care trebuie să avem grijă. Da. Trebuie să-ți ia măsuri. Și pentru copil și pentru... Da, doamna? Eu consider că da. Fiecare părinte ar trebui să-și educe copilul la școală. Nu, copilul duce la școală odată ce trebuie la școală. Domnul profesor răspunde viața la ora cât iese de școală. Este unii educator acolo care îți îndrumă copilul pentru că e cele mai corecte. Dar asta nu înseamnă că este pasnic profesor.
Nu este pe în legătură cu transportul la microbus pe zona de vale. Ne-a scăpat un adevăr și vă rog frumos să vă informați, să vedeți că înainte de perioada de năboi, aia care a fost durută de îngheț, microbuzul, doar unul adevărat, al lui Prențu, a mers până la baracă, deci mergea pe zona de vale. În perioada aia, Prențu a zis, zice, băi, a început năboaile, având tracțiuni doar pe față, nu-i 4x4, o să le solicit să vină la el la poartă, acolo, la Prențu, unde stația, unde se termină asfaltul. Lucru care nu a fost, eu, din punctul meu de vedere, nu e atât de grav, că pentru, exact cum a spus domnul primar, distanța de la Prențu la poartă, până la baracă, sunt 5-600 de metri. Așa putem spune și de la care vin din Ciuci, sau de pe strada Busuiciului, din vârful Deapului, cred că are mai mult de 500 de metri. Da, a fost o situație creată și s-a mai creat, și s-a aglomerat, și s-a a mai devenit și o derogare de ore, datorită faptului că s-a mutat orele la, s-a mutat cursurile la Elegiu. Lucru corect, dar care noi am solicitat ca toată lumea să fie solidară, domnule, avem o situație mai complicată, mai agitată, dar e o nevoie și de sacrificiu ăsta. N-a zis nimeni, domnule, nu vrem să mergem acolo, nu ține nimic obuzul pe dreapta. Le-ai explicat după primați. Păi, v-a explicat domnul primar, dar vă spun că și anterior, chiar dacă astăzi merge microbuzul, e adevărat, și înainte de perioada aia rece, a mers microbuzul acolo, adică nu spune că n-a mers niciodată. Dar nu mi-am zis asta, Eu am o întrebare, ca consilier, sunteți de acord să meargă microbuzul să colecteze copiii de acolo? Dar cine ar fi împotriva? Haideți un pic să luăm. Îți doriți să zicem care îi propuneți tot, da? Vă rog frumos. Nu chiește din țară, după asta mi-e tot de fiecare de fiecare ce este. Clarificați-ne asta un pic situația și dați-mi niște stații. Ce stații? Să vă cumpăr stații. Nu să nu cumpăr stații. Să spun unde se oprește microbuzul. Da, stații. Deci la cum era singură la toată. Cum să la baracă. Da. Apoi? La părinții sunt la religiu. Un infin, nu știu. Deci, pe unul pozitiv. Să mă duc să-i întreb fiecare ce te stau la dată. Dacă nu văd, eu vă întreb. Atâta vă întreb. La părinții am și la mă plecare. Nu, nu, nu. La pețină potărnirea la biserică, stau copiii acolo. Stau prima de plecare e la Poinaru. A doua e la baracă, a treia e la Prențu. Și de la Prențu începe. Păi, dar cred că mai e cineva? Da, da, pentru că stau și la pețină potărnirea acolo unde mai e. Mai e părțițona până la școală. Păi și când mai ajung la școală, domnul Cusiu? Domnul șofer se trezesc până mai dimineață și copiii. Dar copiii ce să facă? Se trezesc cu 10-20. Dacă oprești în 20 de stații, nu e ce ești de fiecare. Oprești în 20 de microbuzi și organizează. Ok? Ia o săptămână de microbuzi și organizează ca să ajungi la tine la ajungi. Nu știu capacitatea microbuzi, am prezent de 8 propuri. Sau sunt ce aici propuri. O săptămână să mă ocup. Potesc la parchet să dăm microbuzi. Ce mă ocup eu de ea. Fac transportul cu alăturile cu șoferul. Cu sunt și eu șoferaș. Știu și eu să iau 4-5 copii, să am grijă de ei. O să merg alături cu ei. O să vă propun că astăzi o să sun și o săptămână cer. Să nu fie scripționat. Da, întotdeauna, da, vă spun sincer, ca să auzi să vedeți. Cine? Dacă sunt, căutăm un dată. Nu-i de glumi, dar nu am văzut rolul cu spiritul. Așa cum sunt mai avut, că îi cumpăr, dar până la celălalt lucru, le-am zis că ți-i ajut să pot face. Mă refer că domnul parfum, în locul lor acolo. Și așa că eu copii acolo. Ce domnule vă la fel? Nu-i chestie. Asta e chestie din consiliu, dar trebuie să o faci și să te putem. Două întrebări scurte. Da. Ana Maria Bătămanu a primit bănuți? Nu, acum a primit pentru că trebuie să primim bănuți. Exact. Eu după trecut era pusă o investiție, nu știu dacă am făcut execuția, monitorizare video în comună. S-a făcut? Posibil că sunt camere care am acceptat eu și poliția. De fapt, și poliția... Câte camere sunt în fiecare seară? La Brătila avem două camere, două puncte, plus centru de zi, care nu e legat la... Vă vedeți ce pe investiții. La Brătila două puncte, la Helegiu una, două, trei puncte, adică vă vedeți de intrări în comună și de intersecții. La Deren sunt puncte, la Drăgujești sunt două puncte. Da, e bine să se știe. Și o deficiență, pentru că
tot montată de un film de legea Bogdanului. De așa am dat pentru centru de state, pentru poliția de la Gerențiu. Dar trebuie să rămâne fiecare seara. Centru. Și au și acces direct la tot ce înseamnă. Și funcționează, da? Funcționează pe sigur. Ok. De aflare. Are domnul mai aici. De avem și live. Da, 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 președinte, domnul președinte. Mai sunt ca... Nu chem, aș vrea ca după... Să mergem și citere după asta, când am făcut un ciudat, să vedem ce se întâmplă. Da, serios! Dar trebuie un cheie, un cheie în ședința și după aia să vedem fiecare. Păi, dar domnul vrea să vorbească. Cine? Domnul vrea să vorbească, domnul, îți dau voie. Dar idei, cum... Care este procedura de a... Cum a fost ca idei? La școala la Brădila sau Brădință, ce mai sumească după Iosif Lucru? Vreau toată cineva înainte, să știți. După vara așa, e terminată povestea. Da, e transparență decizională. Avem făcut referamul din partea lui Valdez, domnul administrator public. Am transmis-o către Ministerul care aprobă. Comisia specială de... Școala, n-am spus-o pentru tine, la casă n-am vrut să... Nu, să nu dăm școala de jos, centru de recreere și așa se va numi... Am avut acordul familiei, am discutat cu copii, 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 am deci, vă întrebați pe mine, eu stau foarte bine. Și cred că ar trebui să facem. Și eu mă gândesc că, adică, pentru un consilier, nu știu, un consilier de Brăzeva, deci, ce de discutați? Da, domnule, înseamnă ceva, vă rog, înseamnă ceva. Dar nu știu, înseamnă ceva. Și înseamnă ceva.